Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Suntem împreună la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. Și de această dată aș vrea ca, împreună cu invitatul meu, să ne oprim asupra suferințelor neurologice. Dar înainte de a intra în tema principală a acestei întâlniri, aș vrea să vă prezint invitatul. Pentru că este un om deosebit, este un medic care și-a dorit ca tot ceea ce face în viață să fie de nota 10 și a reușit. Și mai mult decât atât, a reușit să îmbine armonios medicina cu scrisul. Pentru că domnia sa este și poet. Dar nu numai poet, și scriitor, mai mult decât atât, chiar de proză. Dar aș vrea să vi-l prezint pe invitatul meu. Este domnul profesor universitar dr. Bogdan Ovidiu Popescu, medic primar neurolog, coordonatorul grupului de lucru pentru boala Parkinson și afecțiuni înrudite al Societății de Neurologie din România, prorector pentru cooperare europeană și internațională în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și vicepreședinte al Colegiului Medicilor București. Mulțumesc, domnule profesor, că sunteți astăzi împreună cu noi. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna Evila Gheorghiță, și e o mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră. Ne cunoaștem, cred că, de mai bine de 20 de ani. Și vă apreciez foarte mult ca profesionistă, una dintre primele profesioniste de media de sănătate, ca să spun așa. Și mai mult decât atâta, sunt onorat și pentru că respect foarte mult acest post de televiziune și telespectatorii dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, ne onorează. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte, dar domnul profesor a absolvit Facultatea de Medicină a Universității de Medicină Carol Davila în 96, a susținut două teze de doctorat, atât în București, cât și la Institutul Karolinska din Stockholm, în Suedia. A obținut în 2007 premiul Victor Babeș al Academiei Române pentru Cercetare Medicală și premiul de excelență pentru știință al Fundației Naționale pentru Știință și Artă. Așa cum vă spuneam, este scriitor. Domnule profesor, sunt impresionată, într-adevăr, să constat că, de fapt, aveți o activitate foarte bogată aici în scriere și, gândindu-mă cât de grea este profesia medicală, specialitatea pe care ați ales-o, neurologia, m-am gândit că, de fapt, aceasta este pentru dumneavoastră o supapă. Dumneavoastră aveți câteva poeme, chiar La revedere, prințesă, poemul de gardă, Leul de după extravaganțe, Mașinăria de uitare, poeme în loc de tutun, Aerobiciclete. Ați obținut premiul Asociației Scriitorilor din București, Cartea Dragostei, de asemenea, dar și povestiri scurte. Știu că ați fi vrut să scrieți mai multe povești chiar pentru fiul dumneavoastră, dar, domnule profesor, deci, ce a fost până la urmă această perioadă din viața dumneavoastră? Ce reprezintă poezia, scrisul, de fapt? Păi, e o perioadă care se identifică cu întreaga mea viață, până la urmă, pentru că am început să scriu de vreme. Mi-au aminte, primele poeme le-am scris la 11 ani. Deci ce să mai? Am scris toată viața și am fost mai întâi scriitor, poet, și după aceea am ajuns să fiu medic. Așa a evoluat viața mea. Sigur că acum, în această dualitate, care nu are nimic disarmonic în ea, în dualitatea de medic și scriitor, nu sunt singurul care mă găsesc, sunt exemple ilustre, dar dintre exemplele pomenite ades, de fapt, puțini au exercitat ambele profesii de-a lungul întregii veci. Mulți au renunțat, de exemplu, la medicină și au ajuns să scrie doar și să fie cunoscut doar ca scris. Dar, sigur, și în această persistență în ambele profesii au fost oameni pe care îi respect foarte mult. Și aș da doar exemplu, poate cel mai cunoscut este și cel mai apropiat de situația în care mă aflu eu, este cel al neurologului american Oliver Sacks. Și față de care mă simt extrem de apropiat prin faptul că, sigur, era chiar neurolog, nu era doar medic în general.
Și care este un scriitor de un uriaș talent, un scriitor care te poartă cu ușurință pe aripile poveștilor sale, nici nu știi când termină o carte și care îți face bine, sufletește foarte mult. Sigur că, deci, astfel de situații există. Și acum, apropo de ce ați spus de teoria acestei a supapei, a catarsisului, să spun, sigur că aș atrage atenția că medicii, în general, mare parte dintre ei, au un consum extrem de important sufletesc în profesia lor și pe care trebuie cumva să-l compenseze. Și fiecare găsește o manieră în care face asta. Sigur, în general, cred că sunt dintre profesii, medicii sunt mai mult atrași de arte decât poate alte profesii. Poate e o impresie personală, dar așa cred. Dar nu numai asta. Sigur, sunt medici care fac foarte multe alte lucruri și au alte hobby-uri. În fine, dar asta aș atrage atenția, pentru că dacă ne uităm, spre exemplu, și pe statistici recente și ne uităm la procentul de medici care sunt în ceea ce se cheamă sindrom de burnout, cu alte cuvinte, din cauza consumului la locul de muncă, nu până la urmă cu bolnavi, stând cu bolnavi, văzând suferință și așa mai departe, ajung într-o situație psihologică foarte dificilă în care simt greu plăcerea, în care e greu să se urnească de fiecare dată pentru aceleași obiective și procentele astea sunt foarte ridicate. Nu numai la noi în țară, dar la noi în țară întâmplarea face că am făcut un studiu la Colegiul Medicilor din municipiul București și suntem ca procent de burnout peste cei afară. Dar și în Statele Unite, de exemplu, se ajunge la un procent de 30, peste 30% pe diferite specialități, sigur, mai mult sau mai puțin important, de burnout. Adică este un lucru cunoscut și sigur că ai nevoie de această reumplere a energiilor într-un fel sau altul, sau de a balansa atenția și către altceva, nu doar către profesie și suferință. Și la mine, sigur că așa s-a întâmplat, am avut această șansă uriașă de a învăța și de a-mi plăcea să scriu foarte mult și e modul în care eu pot să fac cel mai ușor ceva frumos. Adică de aceea e atât de la îndemână asta. Și de aceea, sigur, că am momente, perioade bune în care scriu, dar nu scriu tot timpul. Da. Și n-aș avea cum să scriu tot timpul. Pentru că trebuie o anumită stare, trebuie cumva să reușești să ieși din mediul ăsta care, până la urmă, te invadează într-un fel sau altul. Mai ales în epoca de astăzi, când suntem bombardați de informații de toate felurile și se ajunge atât de ușor, printr-un telefon, printr-un ecran, la oricine vrei. Aș vrea să vă citez. Medicina încearcă să salveze vieți sau să amelioreze suferința, iar în cealaltă parte și medicul are nevoie de alinare la rândul lui. Pentru mine scrisul și literatura mea sunt o astfel de alinare. Am avut aceste aspirații, am vrut să ajung un medic bun, am vrut să ajung un scriitor bun, am vrut să creez. Dar asta nu e o chestie a succesului și nici un exemplu năucitor. Eu sunt o întâmplare fericită. Nimic din viața mea nu m-am obținut ușor. Domnule profesor, am să merg acum spre această profesie pe care ați ales-o, neurologia. Spuneați tot dumneavoastră la un moment dat că pentru a fi neurolog ai nevoie de nervi tari, ai nevoie de un psihic bun, pentru că este o specialitate cu foarte, foarte multă suferință. Și facem diferența între neurochirurg, care înseamnă cu totul altceva, și neurologul. Spuneți-mi, vă rog, care sunt acum cele mai mari suferințe cu care vă confruntați, gândindu-mă și la faptul că s-au schimbat foarte mult oamenii, s-a schimbat mult modul de trai. Vin peste noi și ne surprind boli despre care nu știam nimic, revin boli pe care le credeam amorțite și, pe urmă, chiar această tehnologie. Deci, este un bombardament asupra sistemului nervos. În acest context, ce se întâmplă cu organismul uman? Este evident faptul că creierul generațiilor de astăzi funcționează diferit față de creierul generațiilor dinaintea lor. De ce? Pentru că, sigur, până la urmă, vedeți, toată personalitatea noastră, tot comportamentul nostru stă în creierul nostru.
Asta înseamnă că în diverse arii corticale, cum le spunem noi, se activează neuronii în funcție de ceea ce noi facem în momentul respectiv. Ori, aș vrea să pomenesc un lucru. Deci, atunci când noi nu facem nimic, adică pur și simplu ne uităm pe cer sau în jurul nostru și nu avem o activitate specifică, se activează în creierul nostru ceea ce se cheamă default mode network, deci niște rețele de bază. Și aceste rețele de bază, activarea lor are un rol foarte, foarte important pentru realizarea de noi conexiuni, pentru memorie, pentru ceea ce se traduce într-un termen, hai să spunem, reflecție, adică rearanjarea lucrurilor în mintea noastră, interpretarea lor. Și vedeți, această stare era mult mai frecventă înainte, când eram eu copil sau adolescent și când nu existau calculatoare. A nu se înțelege că e ceva greșit cu calculatorul, el este un instrument, problema este cum îl folosim. Acum ce văd, și asta tot am pomenit, spunea și Oliver Sacks, poate în ultimul text pe care l-a scris, din păcate a murit în urmă cu câțiva ani, și spunea că se uită pe stradă și asta vedem și noi dacă ne uităm. Și vede foarte mulți oameni care nu se mai uită în jurul lor, ci merg cu telefonul în mână, uitându-se în telefon și întotdeauna interacționând cu această interfață, cu acest ecran. Ei, aș vrea să spun că în momentul când faci asta, tu nu mai ești în activarea acestor rețele de bază, de default mode networks, ci te duci în alt tip de rețele care, mă rog, se cheamă din engleză, acum ce să facem, am tot important, task specific. Deci asta înseamnă rețele care se ocupă de o anumită funcție. Dacă asculți muzică, ți se activează anumite rețele. Dacă te uiți, de exemplu, la forme geometrice, alte rețele. Da, ce și mai departe. Dar nu mai stai în aceste rețele de bază care au rolul lor. Deci, practic, până la urmă, ca să simplific discuția, asta spuneam că astăzi activitatea cerebrală de rutină, care caracterizează mai cu seamă nu lumea, să zicem, în mediul citadin în care suntem marea majoritate dintre noi, e un mod diferit față de cum funcționa creierul înainte. Acum n-aș vrea să mă situez în cei care sunt complet împotriva progresului de orice fel și în cei care trăiesc așa cum trăiau ei când erau tineri. Adică este evident că tot timpul a existat o evoluție, nu? Când a apărut automobilul, au fost înlocuite trăsurile. Și probabil că și atunci erau unii care spuneau, a, asta e vehiculul sfârșitului lumii. Deci, ceea ce spun este că, sigur, asta se știe cu adevărat, că acum, cu aceste mijloace, cu aceste instrumente, așa cum sunt ele folosite, după mine, uneori excesiv, adică fără măsură, da? Au făcut ca creierul nostru acum să funcționeze altfel față de cum funcționa înainte. Sigur că noi suntem supuși adaptării, sau cum spunea Charles Darwin, spunea așa foarte simplu, că nu vor supraviețui cei mai puternici, nu vor supraviețui cei mai inteligenți, ci vor supraviețui cei mai adaptabili. Adică și aceasta e o chestiune. Dar este greu de stabilit către ce ne îndreptăm. Mai dau un exemplu legat de asta, că tot ați deschis această semicutie a Pandorei. Se citește mult mai puțin de multe ori decât înainte, informația fiind înlocuită cu alt tip de suport, nu cu hârtia cum eram obișnuiți. Acum, întrebarea este, are limbajul, care sigur că este cultivat de lectură, are limbajul un rol în creierul nostru? Da, aici aș putea să spun unul fundamental. Tot ce ați dau îmi spunea că copiii, bebelușii noștri când se nasc, au tendința naturală să vorbească. Nu au tendința naturală să gătească mâncare sau nici să scrie, de exemplu. Dar au tendința naturală să vorbească. Limbajul este o funcție cognitivă din punctul nostru de vedere al neurologilor. Deci nu vreau să fiu prea îngrijorat, dar lucrurile se schimbă, se trece într-o altă paradigmă și probabil că anumite funcții se vor dezvolta la noile generații sau deja s-au dezvoltat mult mai mult, că mă uit la fiul meu, care e mult mai rapid decât mine când iese să mânuiască telefonul și găsește mai repede intuitiv comenzile decât mine, dar în această balanță trebuie să ne gândim ce se câștigă, pentru că și ceva se pierde întotdeauna. Deci niciodată nu mergem doar într-un progres cu toate funcțiile noastre cognitive, neurologice,
de care sunt ele. Adică este, cum se zice, o tocmeală între ce e nou și ce e vechi. Iar creierul nostru, iar, are nevoie de exercițiu pentru a-și păstra conexiunile. Cu alte cuvinte, dacă nu mai faci o anumită activitate, dispar rețelele neuronale care se ocupă de activitatea aia. Da, sigur, apar altele dacă faci altă activitate. E greu de prevăzut ce se întâmplă, fără să fiu nici progresist, nici conservator, dar remarc ca neurolog lucrul ăsta. Da, pe asta și vroiam, domnule profesor, pentru că până la urmă puteți să vedeți cu mult discernământ exact această evoluție. În momentul în care noi se renunță la, sau nu mai funcționează acele rețele de bază, care până la urmă ele au întreținut până acum creierul foarte bine. Sigur, spuneți, se dezvoltă altele. În detrimentul cui? Adică o rețea de bază, care este până la urmă baza, poate fi atât de ușor înlocuită pe segmente cu ceva nou? Asta face. Studiați continuu creierul și știu că este foarte greu să pătrundeți prea mult, prea adânc în el, pentru că are și el limitele lui și vă lasă să studiați până la un punct. Totuși, ce simțiți? Nu, haideți să vă mai dau un exemplu, ceva ce are și mi se pare absolut evident, ca neurolog vorbesc. Așa vorbim continuu. Ideea este că mă uit la oameni din ziua de astăzi care, așa cum spuneam, au la dispoziție un număr uriaș de informații. Pe vremea mea, când eram tânăr, nu era așa. Noi căutam, atrăgeam cărțile la Xerox până nu se mai distingea textul. Deci s-a schimbat paradigma. E, dar ce efect are asta? Din punctul meu de vedere, văd din ce în ce mai mulți oameni care nu mai au gândire critică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă citești ceva pe Google, tind să crezi că e adevărat. Adică nu mai analizezi. Dar de care sunt cauzele pentru care se afirmă acest lucru? Foarte. Și acum mă leg, stai să vezi că, să vedeți că merg mai departe. Deci, da. Ideea este așa. Noi avem ceea ce se cheamă identitate personală. În acest concept, care e un concept filozofic, până la urmă, dar sigur că este și secundar neurologic, pentru că are un suport, până la urmă, în neurorețele. Deci aici sunt toate lucrurile pe care le știm noi, toate lucrurile care ne plac nouă, toți prietenii noștri, familia noastră, istoria noastră personală, modul în care ne raportăm la orice fenomen, la orice eveniment, modul în care ne orientăm în lume și modul în care, să zicem, raționăm, algoritmii noștri de rațiune. Acum, vedeți, iarăși, modelul clasic de educație era, până la urmă, ca tu să știi lucruri. Adică, nu știu, învățai poeme din Eminescu, sau învățai formule la matematică, sau știai să faci singur, să nu extragi radical, să faci integrale și așa mai departe. Deci astea deveneau parte a identității tale personale. Da? Orice fenomen cultural, orice memorie procedurală, că înveți să cânți la chitară, că înveți să mergi pe bicicletă, înveți să joci baschet, toate astea fac parte din această identitate personală, care se transpune, că de aceea vorbesc despre ea, în neurorețele, în niște circuite în creierul nostru, care se activează când facem aceste activități, oricare ar fi el. Și acum ce vreau să punctez? Deci, pentru faptul că astăzi avem disponibilă orice informație, putem cădea în neșansa, să zic așa, să nu mai învățăm lucruri, că n-are sens să le învățăm. De ce să învăț poeme din Mihai Eminescu? Pentru că apăs pe Google Mihai Eminescu poeme și mai apar probabil, nu știu, 50-100 de poeme. Găsim, nu? Adică ce rost are să le mai învățăm? Dar de ce am mai învățat să extragem radical sau să facem formule matematice sau să știi? Pentru că oricând putem să avem un calculator la dispoziție cu care să facem toate aceste calcule. Deci, vedeți că până la urmă, deci devenim niște utilizatori și asta se întâmplă pe seama tezaurului personal. Această identitate personală, nu? Și aici e greu să realizezi către ce se duc lucrurile astea. Adică, bun, nu mai avem această capacitate de stocare la nivelul la care era, pentru că nu mai este nevoie. Dar ce câștigăm în schimb? Adică ajungem în altă parte, realizăm, avem alte progrese în alte dimensiuni sau greu de stabilit. Vedeți? E foarte greu. Și ce se întâmplă dacă se stinge lumina? Asta e o bună întrebare. Da, dacă mai știi să aprinzi lumina. Dacă mai știi să aprinzi lumina.
În acest context, domnule profesor, există și o modificare a suferințelor neurologice sau poate este prea devreme să vorbim deja de o schimbare a acestora? Apar boli noi? Apar boli pe care nu, la care nu v-ați gândit până acum? Sunt mai grele, mai complicate cele care apar sau care reapar? Da, sigur că e o întrebare extrem de relevantă, întrebarea dumneavoastră. Mai întâi aș preciza așa ca să fim corecți. Da? Deci științele creierului se ocupă nu doar specialitatea mea, nu doar Absolut. Neurologia, ci și, sigur, psihiatria, printre altele, psihologia, neurochirurgia, fiecare cu o importanță major. Absolut. Dar, iarăși fiind neurolog, sigur că încerc să răspund la întrebarea dumneavoastră, dar păstrând această tout proportion garde, cum zice francezul, păstrând un loc pentru fiecare din specialitățile care încă o dată privesc diferit sau diverse părți din fiziologie, din patologia creierului, etc. Deci, sigur că schimbându-se toate aceste condiții pe care am încercat pe scurt să le evoc, câteva din ele de fapt, se schimbă și, să spunem odată, atitudinea individului și condițiile de viață ale individului, așa cum le percepe individul. Și sigur, ca să dau exemplu cel mai la îndemână pe care înțelege toată lumea, deci toți telespectatorii noștri sigur înțeleg asta cu ușurință, este ceea ce se numește curent stresul, stresul psihologic, da. La asta mă refer. Da? Și aici e un impact extrem de important. Chiar m-am ocupat, spre exemplu, am avut onoarea să fiu invitat la un moment dat la Universitatea din Tel Aviv să vorbesc despre asta. Și este important să înțelegem că există o conexiune între cât de stresat e și riscul de a face, spre exemplu, o boală neurodegenerativă. Riscul de a face infarct de miocard, riscul de a face fibrilație atrială sau altă aritmie. Deci există astfel de corelații bine cunoscute. Acum, stresul. Care este originea stresului psihologic? Sigur că, printre altele, cu siguranță schimbarea acestui mod de viață și acest șoc informațional, pentru că e mult mai greu să selectezi și într-un permanent efort de a selecta ce să iei din ceea ce poți să iei, din ceea ce ți se oferă. Și asta te pune într-o situație de tensiune, într-un fel, în permanență. După aceea, modul în care funcționează societatea, în care, sigur, există niște condiții de succes, să le spun așa, iarăși s-a modificat foarte mult. Deci, ce pot să vă spun, și știu asta de la colegii mei, există, spre exemplu, chiar la noi în țară, un număr mult mai mare de copii și adolescenți care au probleme psihologice decât înainte. Foarte mulți. Deci ceva se întâmplă. Dacă este să vorbim de bolile neurodegenerative, de accidentul vascular, sigur că stresul, așa cum spuneam, în diversele lui forme, constituie un factor de risc. Da? Pentru că noi trebuie să ne gândim că nu e tot nimic atât de simplu încât, cu excepția, eu știu, mutațiilor genetice catastrofale. Atunci, sigur, aia e cauza. Dar majoritatea bolilor de care vorbim, că vorbim de accident vascular, de Alzheimer, de infarct de miocard, de ce vrem să vorbim, sunt, așa zis, multifactoriale. Da? Deci, dar între acești factori există și această problemă a modificării societății, a modificării modului de viață, a condițiilor de succes, cum spuneam. Deci, vedeți că, sigur, hai să iau așa de întâmplare rapid, doar să dau iarăși încă un exemplu. Să iau partea asta de platforme sociale, de social media. Aceste platforme de social media deformează realitatea. Și hai să vă zic în ce fel. Nimeni nu-și va pune acolo o imagine personală deteriorată. Își va alege cele mai frumoase poze, cele mai frumoase momente, cele mai frumoase gânduri. Și asta, sigur că stârnește în lumea mare un fenomen, în sensul în care cineva se uită la prietenii lui, la alții pe care îl cunoaște din generația lui și se simte într-un fel frustrat. Că se gândește, uite, eu nu sunt așa de bine, eu nu am lucrurile pe care le are el și așa mai departe. Deci, vedeți, și asta se transformă cumva într-o condiție de succes care este nerealizată în multe din situații.
Nimeni nu o să scrie am pățit ceva rușinos sau am pățit nu știu ce. Nu, lumea se laudă acolo în principiu. Da? Cam așa. Deși vreau să spun doar să dau niște exemple ca să înțelegem că revin la ce spuneam, că sunt foarte multe capcane, că vorbim de afirmații pe care le găsim chiar în media, da? Care sunt preluate cine știe de unde. Mi se întâmplă că mă sună câte cineva când e vorba de medicină și ce e adevărat că gata, s-a vindecat Alzheimer-ul. Nu, nu e adevărat, da? Deci apar tot felul de lucruri. Deci, vedeți, sunt foarte multe capcane că vorbim de informații, vorbim de social media, vorbim de relațiile dintre oameni. Deci aici asta este problema, că nu mai este simplu să vezi realitatea. E ca la un teatru în care nu știi ce e fals, e real, se joacă o piesă. Dar nu-ți dai seama cine spune adevărul, cine minte, cine e bun, cine e rău. E o impresie, sigur, asta avem o impresie. Dar mi se pare că ne îndepărtăm puțin de gândirea carteziană, de gândirea clasică, de elocvența dovezilor, de ce crezi că pământul are gravitație, nu? Uite, că a picat mărul și așa, nu mai știm dacă ce e adevărat până la urmă din toate astea. Și sigur, aceasta constituie o sursă de stres, așa cum ați spus, și care, la rândul ei, este o sursă de boală. Că boala, până la urmă, acolo unde organismul este mai sensibil, va reacționa la acest stres continuu. Așa este. Mă gândeam la ceea ce spuneați, pentru că de multe ori pot apărea chipuri ale unor profesioniști vorbind de, nu știu, suplimente sau de orice altceva, ceea ce n-ar face niciodată. Dar știți că asta mi s-a întâmplat mie. Și vreau să promovați așa ceva? Da, da, deci am rămas absolut îngrozit. Eu aș vrea să cred că vă văd acolo. Îngrozit. Deci s-a produs s-a plecat de la, mă rog, o emisiune, cum e și asta noastră, acum tot așa, eram invitat la un post de televiziune și vorbeam despre detalii despre boala Alzheimer. S-au preluat 20 de secunde din emisiunea respectivă și au fost modificate, inclusiv cu mișcarea legurii care par să corespundă cu cuvintele care sunt spuse acolo. Sigur, tonul vocii mele nu este perfect, dar trebuie să mă cunoști bine ca să îți dai seama că parcă nu e Bogdan. Dar și spuneam că nu trebuie să iei medicamente de inimă sau o chestie de genul ăsta în clipul ăla. Și mama săraca m-a sunat și m-a întrebat, dar cum poți să spui așa ceva? Că tu iei medicamente. Păi nu sunt eu. Zic, e simplu cum pot să spun. Da. Deci s-a ajuns, vedeți, nu o să se mai știe. Deci asta ce e foarte este bine că ați adus în discuție. Deci vom vedea ce face un om, dar nu vom ști dacă chiar omul a făcut aia sau este complet falsificată toată acea situație. Deci eu am fost îngrozit când am văzut lucrul ăsta cu mine, pentru că nu-ți vine ușor să trăiești momentul ăsta în care cineva te transpune în cu totul altceva, spun cu totul altceva. Și riscul să abandonezi un tratament medical pe care l-ai de la specialist pentru că l-ai văzut pe profesorul Bogdan Ovidiu Popescu spunând că nu este bun acel tratament, el neavând nicio treabă cu cardiologia, măcar atâta lucru. Domnule profesor, pentru că zona aceasta a stresului, știți, este la un moment dat considerată de către unele persoane, vorbim de stres, lasă-mă stresul. Stresul când nu ai ce să mai spui, să mai pui un diagnostic sau să găsești o cauză, spui, e de la stres. Nu e așa. Aș vrea să vă rog, dacă se poate în câteva cuvinte, să punctați vijelia pe care el o poate crea în sistemul nervos de-a lungul timpului. Pentru că o explicație foarte bine venită este că nu vorbim de stres ca să scăpăm de un diagnostic, ci pur și simplu cercetătorii au făcut dovada faptului că poate să distrugă, chiar să omoare la un moment dat, celulele nervoase. În primul rând, haideți să evocăm puțin ce înseamnă stresul. Stresul este o condiție care, sigur, poate să fie psihologică, poate să fie și fizică, poate să fie de multe tipuri și care pune organismul într-o stare de luptă. Da, există mai multe faze. În prima fază se varsă anumite substanțe în sânge, cum ar fi adrenalina, asta în momentele acute, să zic așa, dar există după aceea, dacă se prelungește această condiție nefavorabilă pentru individul respectiv, să trecem faza cronică a stresului, care înseamnă secreție de cortizol, care vin toate din glanda suprarenală, o glandă endocrină. Ei bine,
un stres de scurtă durată, eustresul, știi, te poate ajuta. De exemplu, dacă ai o săptămână înainte de un examen, te ajută să te concentrezi, să-ți folosești toate resursele cât mai bine pentru a trece. Dar dacă această condiție se prelungește, se trece într-o fază de stres cronic, în loc să te ajute, dimpotrivă, te epuizează. Deci, cortizolul în cantități mari are foarte multe efecte adverse, pe care le regăsim foarte simplu să se înțeleagă la cei care, de exemplu, iau tratament cortizonic pentru boli autoimune sau alte indicații. Da? Au aceleași condiții. Deci, cortizolul în cantitate mare crește tensiunea arterială, face osteoporoză, crește glicemia, poate să te ducă la diabet. Foarte multe efecte nefaste, printre care acționează și la nivelul creierului și cantități mari de cortizol pot duce chiar la moartea neuronală, exact cum ați spus mai devreme. De altfel, una din primele lucrări pe care, cred că chiar prima lucrare științifică pe care am scris-o după ce am lucrat în laborator, se refera la un medicament care e din familia asta al cortizonicilor, dexametazon, și am observat în culturi de neuroni că grăbea moartea neuronală. Asta mult timp. Chiar primul meu studiu în laborator a fost ăsta. Sigur că nu e doar studiul meu, sunt lucruri cunoscute. Da, echipele, cum faceți de obicei. Dar în toată lumea. Adică nu exact. E o chestie pe care am descoperit-o. Dar s-a întâmplat că m-am ocupat și eu la un moment dat de asta. Deci, încă o dată, de fapt, înainte să moară neuronii, se pierd sinapse. Da. Asta înseamnă slăbirea acestor neurocircuite de care vorbeam, slăbirea performanței secundar, pierderii acestor contacte între neuroni. Lucrurile nu se întâmplă dintr-o dată, dar se întâmplă progresiv. Capacitatea de concentrare, somnul nu mai e bun, deci toate lucrurile, memoria nu mai este bună. Deci toate lucrurile se alterează progresiv cu stresul, deci are efecte atât fizice la nivelul țesuturilor, celorlalte cardiac, renal, digestiv, de toate felurile, endocrin evident, dar și asupra creierului. Și asta toate în timp, iar multifactorial, se mai întâmplă că mai sunt alți factori favorizanți și până la urmă te alegi cu o boală cu care nu te-ai fi ales sau o boală cu care te-ai fi ales apare mai devreme în viața ta. Vedeți? În felul ăsta încerc să descriu. Adică, sigur, se poate întâmpla să mor și doar de stres, dar asta e ceva foarte rar, adică e greu de... Să crești tot timpul cu motorul la maxim turat. Da, exact. Și atunci... Da, exact asta apare fenomenul de epuizare. Adică mecanismele astea care sunt în corpul nostru, ele sunt bune. Ca orice instrument, cum vă spuneam. Că și telefonul poate fi bun. Și stresul poate fi bun. Dar folosite cu măsură. Nu așa. Iar problema aici este de armonie până la urmă. De armonie, adică noi dacă suntem în armonie cu societatea, cu munca noastră, cu asta, atunci chiar dacă facem lucruri dificile, dacă ne plac și suntem în armonie, nu ajungem în faza asta stres cronic. Și de-aia sfatul ar fi foarte simplu, deci în momentul când constatăm că nu suntem în această armonie pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să schimbăm paradigma, trebuie să facem altceva, să ieșim din asta. Sigur, pe de altă parte spuneați la un moment dat că nu știm noi ce resurse are organismul acesta al nostru. Cât de mult se luptă până la momentul în care cedează. Da. Pentru că el e tras un glonț, dar el are deja prima platoșă, a oprit glonțul, i-ai mai tras încă unul și încă unul. El nu cedează la primele provocări. Și că ar trebui să învățăm din asta, tocmai de aici să-l protejăm mai mult. Cum sunt aceste reacția ale lui sau nereacția sau nu, totuși reacționează reacția ale lui la răul pe care îl furnizăm în fiecare zi și mă refer și mă întorc de fiecare dată la sistemul nervos, pentru că totuși știm că acolo sunt foarte multe probleme pe care noi am putea să le prevenim. Păi, simplu, ziceam eu asta, cred că am pomenit, pentru că știți foarte bine lucrurile. Le zicem noi mecanisme de apărare endogenă. Cu alte cuvinte, exact. Organismul nostru, inclusiv creierul, el se apără de agresiuni singur. Da? Și de-abia noi, târziu, venim doctorii. Asta spuneam, ăsta era conceptul. Păi, spre exemplu, dacă, să spunem, ai... Să vezi cum funcționează... Hai să dau un exemplu simplu de înțeles iarăși. Partea asta emoțională. Deci, dacă ai o agresiune, să zicem că ai o hipertensiune arterială, există un grad de compensare emoțională. Dacă tu reușești să te simți bine, dacă ești bucuros cu ceea ce faci, începe să scadă tensiunea arterială. Deci, vedeți, adică, dar trebuie să ai acolo factorul de declanșare. Sigur, mai la nivel microscopic, avem niște celule, microglii se cheamă,
Nu, dacă trec, să zicem, agenți infecțioși prin bariera hematoencefalică, deci pătrund în creier, avem această linie de apărare. Microgliile se duc și apără creierul. Deci la toate nivelurile, când vorbim de mecanisme mari, de celule sau așa, sunt astfel de mecanisme de apărare endogenă. Da? Factorii trofici cerebrali, deci asta sunt extrem de importanți pentru... În primul rând se luptă cu moartea neuronală, deci se opun morții neuronilor. În al doilea rând favorizează neuroplasticitatea, deci această posibilitate de a crea noi și noi conexiuni, etc. Da, ați pronunțat acest cuvânt magic, neuroplasticitate, și cred că s-a spus adesea că este un miracol. Este un miracol gândindu-ne cât de departe s-a ajuns totuși cu cercetarea. Și chiar aș vrea să explicați puțin, de fapt, ce înseamnă această neuroplasticitate des abordată la toate congresele internaționale. Nu există congres fără să se vorbească de neuroplasticitate. Da. Sigur că noi avem în organismul nostru foarte multe feluri de celule. Toate celulele noastre au un grad de posibilitate de a se modifica. Ce înseamnă a se modifica? De a-și modifica relațiile cu partenerii, adică cu celelalte celule din jurul lor, de a-și modifica forma, de o oarecare capacitate există la nivelul tuturor celulelor. Sigur, mai mică, de exemplu, în cazul celulelor osoase, nu? Mai mare în cazul celulelor musculare, spre exemplu. Și imediat ajung și unde vreți dumneavoastră. Dar vreau să înțeleagă lumea cât de frumoase sunt lucrurile. Dar chiar sunt frumoase. Păi hai să ne gândim că cineva complet sănătos stă la orizontală în pat fără nicio activitate fizică o lună de zile. Dar complet sănătos. Pierde cam o treime din masa musculară. Ce înseamnă? Această capacitate de adaptare în funcție de ce faci, în funcție de condiții. Bun, și acum mă duc unde vă place. Neuronii dintre toate tipurile celulare au cea mai mare capacitate de adaptare. Asta înseamnă așa. Un neuron nu poate să trăiască singur. El moare dacă este singur. Da? El, ca să trăiască, are nevoie să fie în contact cu alți neuroni. Noi numim asta contacte sinaptice. Deci e un parteneriat. Știți că relația dintre doi neuroni e o relație de dragoste. Da? Adică unul dă impulsul celuilalt prin niște substanțe chimice numite neurotransmițători, iar celălalt îi dă factori trofice, cea mai devreme, ca să supraviețuiască. Ei, și până la urmă, să ne imaginăm că numărul de contacte sinaptice al unui neuron din creier e de câteva mii. Câteva mii. Da? Deci atât de complexă este această structură. Cea mai complexă în univers pe care o cunoaștem și care e creierul nostru. Și acum, deci ce este neuroplasticitatea? Este capacitatea de a forma, dar și a deslega astfel de contacte sinaptice. Deci, practic, un neuron, dacă ne concentrăm pe un singur actor, el are niște mii de contacte, dintre care poate, dacă nu mai faci o anumită activitate, să renunțe la o mie din contactele astea cu care el era niște rețele cu care noi făceam acea activitate. Dar noi facem acum altă activitate. Neuronul nostru face alte contacte sinaptice. Deci, capacitatea de a forma și de a desface astfel de contacte. Asta e neuroplasticitatea. Și sigur, ea are și o componentă morfologică, că el întinde așa ca niște picioruse, așa, terminațiile axonale, celălalt care primește are niște așa numite dendrite, care sunt niște prelungiri, și astea se unesc așa într-un mod foarte armonios. De vezi, e o mișcare permanentă în creierul nostru. Și acum, ca să dau telespectatorilor nostru o imagine care mi-e place extrem de mult, această neuroplasticitate este maximă atunci când noi ne naștem. Și ea scade cu vârsta. Și eu mi-am pus întrebarea, de ce se întâmplă asta? De ce nu invers? De ce se întâmplă asta? Adică, apropo de a te întreba permanent, de a avea gândire critică. Și n-am găsit răspunsul ăsta niciunde. Și sigur că n-am nicio dovadă științifică că este așa cum voi spune acum că este. Dar vedeți, dumneavoastră, haideți să ne gândim cum este un copil mic, nu? El trebuie să învețe lucruri. Și atunci are rost să aibă această neuroplasticitate, deci o capacitate foarte mare de a forma noi contacte și de a desface contacte în funcție de activități.
Și la un moment dat el trebuie să devină matur, nu? Adică ce înseamnă asta? Să aibă o personalitate. Știți că se vorbește, nu, în pubertate, că copiii sunt sensibili și sunt vulnerabili, că poate să învețe lucruri rele. Dar în momentul când ajungi matur, nu prea mai poți să înveți lucruri rele, adică ești cam pe drumul tău așa. Păi de-aia mi se pare mie că scade neuroplasticitatea, pentru ca să fii tu însuți. Deci ca să fii tu însuți, ai nevoie de ceva stabil, să nu se mai poată modifica totul. Cum ar fi să vă întâlniți cu mine mâine și să fiu altcineva, să nu fiu Bogdan Filip Popescu pe care știu. N-ar fi prea în regulă. Adică pentru a avea individualitate, din punctul meu de vedere, ăsta e rostul biologic al scăderii neuroplasticității cu vârsta. Asta nu înseamnă că nu mai poți să înveți nimic, dar înveți mult mai greu decât când ești copil. De exemplu, o limbă străină, ca să o înveți ca vorbitor nativ, trebuie să o înveți cam până în 7 ani. Eu aș putea să învăț acum la 50 și aproape 3 de ani o limbă, dar niciodată nu o să o mai pot învăța pe cât de bine o învață un copil până în 7 ani. Foarte interesant este și atunci când vorbim despre accidentul vascular cerebral, pentru că de cele mai multe ori, cred că este, nu știu că este mai elocvent ceva decât în accidentul vascular cerebral neuroplasticitatea, gândindu-ne că vorbim despre un pacient care deja a paralizat, care deja discutăm despre rețele distruse și cu toate acestea cred că dumneavoastră explicați odată cum se duc și se formează rețelele în altă parte atunci când lucrăm la recuperare. Este ceva similar? Este exact ceea ce ați spus mai devreme? Da. Noi vorbim de două situații. De neuroplasticitatea fiziologică, ceea ce vă spuneam mai devreme, și de neuroplasticitatea în patologie. Acum vorbim de neuroplasticitatea în patologie. Ca să un exemplu extrem de simplu, noi avem ceea ce se cheamă calea piramidală. Asta e calea motilității voluntare. Deci a mișcărilor pe care noi intenționăm să facem. Nu sunt automate sau reflexe, ci cele pe ele. Vreau să iau parul ăsta cu apă. Asta e o motilitate voluntară. Asta are o cale în creier, nu sunt calea piramidală. Ei bine, într-un accident vascular cerebral se poate distruge bună parte din această cale. Atunci, cei neuronii care rămân totuși din această cale încearcă să preia din contactele sinaptice pe care le-au pierdut țintele neuronilor distruși. Dar asta nu se întâmplă decât cu exercițiu. Omul la început nu poate să mai miște mâna decât foarte puțin. Îi dai o pernuță și îl pui să facă exercițiul ăsta, să strângă de pernuță azi așa, mâine așa. Lucrurile nu se întâmplă de pe azi pe mâine. Pentru neurorecuperare, că așa despre asta vorbim, trebuie un efort susținut săptămâni, luni de zile. Dar în timp apare această reconectare. De cine depinde asta? Depinde de numărul de neuroni restanți, rămași, neafectați, care n-au fost distruși, și de vârsta pacientului. Cu cât e mai în vârstă, merge mai greu partea asta de reconectare. De ce? Pentru că neuroplasticitatea e scăzută. Și mai depinde de individ, de genele lui, de comorbidități, de tot felul de alte lucruri. La același accident vascular, la aceeași vârstă, ai surpriza, unul se reconectează mai bine, recuperează mai bine, altul mai puțin bine. De ce? Noi suntem foarte diferiți. Avem genele exprimate diferit. Noi nu suntem identici. Sigur, avem o parte comună, suntem oameni, dar suntem încă foarte diferiți între noi. Pentru că vă ocupați intens de cercetare în boala Parkinson, aș vrea să vă întreb cât de departe s-a ajuns cu cercetarea? Cât de mult mari sunt speranțele celor care au acest diagnostic? Deci, s-a făcut un progres extrem de important în ultima perioadă în tratarea bolii Parkinson avansate. Pentru că după 1960, când a apărut tratamentul, deci tablete, atunci a fost primul boom în care s-a îmbunătățit mult calitatea vieții, dar după aceea a apărut problema asta a parkinsonianilor, care ia de multă vreme levodopa și apar niște complicații, așa numitele fluctuații motorii și dischinezii, în care sunt perioade în care pacientul se înțepănește complet, nu mai poate să facă multe lucruri, după aia iar poate, după aia are mișcări involuntare, în fine, bun. Deci ajunsesem la un status care nu mai era adresabil prin medicația orală. Ei bine, în ultimele decade au tot apărut și apar în continuare posibilități de tratament a acestei faze avansate, care înainte nu era abordabilă. Și cum se face asta? În principiu cu ceea ce se cheamă terapii asistate de dispozitiv. A apărut termenul ăsta, device assisted therapies.
Care sunt diverse. Spre exemplu, o posibilitate este ceea ce se cheamă stimulare cerebrală profundă, un generator de puls electric sub piele cu două fire care merg în niște structuri profunde din creier și dau drumul la mișcare, pentru că influențează ce? Neurorețelele legate de mișcare și așa mai departe. Pentru că noi avem în creier la toate lucrurile ceva care stimulează la ceva care inhibă. De exemplu, sunt căi care stimulează mișcarea, care inițiază mișcarea și căi care frânează, opresc mișcarea. Și atunci, cu acest sistem în care poți să intri în neurorețele, inhibi ce vrei. Vrei să o stimulezi, vrei să o inhibi, depinde ce vrei. Ai o ținte pentru fiecare lucru. Asta e un alt subiect care merită exploat. Alte posibilități de astfel de tratament ale state de dispozitive. Toate astea sunt într-o permanentă dezvoltare. Și până la urmă, ce se întâmplă? Ca să se înțeleagă. Deci pacientul cu Parkinson avansat are o problemă pentru că au murit foarte mulți neuroni dopaminergici și atunci când are levodopa în sânge se poate mișca, că are și în creier, când nu are în sânge, nu are nici în creier. Și asta se blochează. Păi când ce faci cu toate aceste metode, asigură o concentrație constantă în sânge și asta înseamnă că în permanență vei avea și în creier stimularea dopaminergică, asta înseamnă că în permanență pacientul se va putea mișca. Sigur că rămânem, să ne înțelegem, cu foarte multe alte semne, așumite non-dopaminergice, și la care la unele avem niște soluții, la altele nu avem soluții. De exemplu, nu avem soluție la ce se cheamă freezing, la blocajul din mers. Omul care la un moment dat se blochează, se lipesc picioarele de pământ. Asta nu avem o soluție la asta. Dar s-a progresat foarte mult. Din punctul meu de vedere, o mare problemă sau un prag mare în cercetare este cum să scăpăm noi de gunoiul molecular din bolile neurodegenerative. Eu cred că aici, da, aici este cel mai important lucru, ceea ce, spre exemplu, noi anticorp monoclonal din boala Alzheimer încearcă să fac. Să curețe acest ghem agregat în creier de beta-amiloid, în Parkinson avem alfa-sinucleină, mai complicat pentru că alfa-sinucleina este intracelular, ăsta e extracelular, e mai ușor să-l culesc pe la extracelular. Deci, cred că dacă am reușit să curățăm acest gunoi molecular eficient și dintr-o fază incipientă a afecțiunii, nu la sfârșit când au murit neuronii foarte mult, că atunci nu mai ai cum să-i restaurezi, cred că am avea un mare pas înainte în adresarea problemelor din bolile neurodegenerative. Deci gunoaiele acestea se adună în timp. Da. Ele sunt cele care blochează rețelele. Exact. Activitatea neuronală, din cauza acestor aglomerări, agregări anormale din neuroni, neuronul nu mai poate să-și facă treaba, pierde progresiv sinapse mai întâi și până la urmă moare. Dar gândiți-vă că, spre exemplu, în Parkinson, din momentul în care apare patologia, adică aceste ghemuri agregate, gunoi molecular, cum vrem să-i spunem, până când apar primele semne clinice, trec cel puțin 10 ani. Wow! Da. Se adună serios. Da. Din păcate. Da. Domnule profesor, sunteți o comoară. Este extraordinar tot ceea ce discutăm cu dumneavoastră și mă bucur că am ajuns și în zilele noastre cu suferințele. Să luăm seama la aceste suferințe, pentru că nu știm ce urmează, nu știm ce ne așteaptă. Pământul se mișcă, este multă mișcare și de fapt este multă agitație în jurul nostru și poate că este bine să rămânem cu mintea cât mai conectată la bine, la credință și la pace. Aș vrea însă să vă rog acum, aproape de finalul întâlnirii noastre, să ne transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Sigur, ați transmis multe în emisiune, este foarte clar, dar poate o concluzie. Da, mulțumesc mult pentru șansa de a fi astăzi la dumneavoastră în emisiune. Apropo că ați pomenit de credință, și credința rezolvă foarte mult din adaptabilitatea noastră la stres. Ce mesaj? În primul rând, aș zice că ar trebui să încercăm mult mai mult să fim într-un echilibru și ar fi foarte important să recunoaștem noi față de noi înșine cum suntem. Asta cred că este ceva foarte important. Știți că mă gândeam ce înseamnă să fii inteligent emoțional. Am tot gândit așa și după mine, iar e o părere personală. Înseamnă să te gândești cum reacționează celălalt când tu spui sau faci ceva. Știți că mulți spun lucruri care nu plac celorlalți, știți de ce? Ca să-și rezolve propriile anxietăți și nici nu realizează că fac asta. Deci asta cred că primul lucru ar fi pentru noi să știm. Noi oare suntem bine sau doar ne dorim să fim bine sau poate ne rușinăm uneori să recunoaștem că nu suntem bine. Eu m-aș rezuma la mesajul ăsta. Este un mesaj extrem de important care te duce mai departe și te duce către bine în tot cazul.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor universitar dr. Bogdan Ovidiu Popescu. Eu vă mulțumesc, doamna Elvira Gheorghiță. M-a făcut uriașă plăcere să ne revedă. Și nouă de asemenea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Așadar, și eu aș încheia, așa cum a spus domnul profesor. Haideți să vedem cum suntem noi. Atunci când cerem cuiva să fie bun, blând, noi oare suntem așa cum cerem celor de lângă noi să fie? Și dacă vom reuși să fim noi primii buni, cu credință și cu iubire, sigur, lumea se va schimba. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți împreună cu noi și vă îndemn ca de fiecare dată prețuiți sănătatea.